Bună dimineața! Să avem împreună o zi magică. Magie, iubire, prosperitate și tot ce vă doriți voi. Ce mesaj are astăzi Universul pentru noi? Vom vedea după ce extrag cartea zilei. Astăzi 3 iunie. Gata. Am extras o carte verde, se potrivește, se asortează cu biroul meu, deci frumos. Iubirea mea e nelimitată. Așa este. Iubirea mea către voi este nelimitată. Unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Iubirea către mine este nelimitată și către voi și către tot ce ne înconjoară. Trebuie să începeți să vă iubiți mai mult, să vă respectați, să vă creșteți stima de sine, să faceți lucruri pentru voi, pentru sufletul vostru și cu cât veți face mai multe lucruri pentru voi, cu cât vă veți aprecia mai mult și vă veți da o importanță, veți începe să vă simțiți și mai bine și toate lucrurile se vor lega minunat în viața voastră. Veți simți magia, pentru că asta este magia, iubirea. Iubirea de sine și iubirea de semeni. Să ne iubim pe noi și aproapele nostru. Frumos mesajul, se asortează și cu biroul meu. Dacă doriți să ne cunoaștem, să aflați mai multe despre voi, despre hărțile voastre, despre cum erau așezate planetele în momentul nașterii voastre și ce spun ele despre voi, pentru că astrologia este limbajul cu care sau prin care planetele ne spun o poveste. Mai exact, planetele nu ne influențează, ele spun povestea noastră. Dacă noi o cunoaștem și știm să o interpretăm, să ne cunoaștem calitățile, defectele, știm cum să acționăm. Ele ne atenționează, ne spun povestea. Dacă îți știi povestea, poți să preîntâmpini anumite lucruri sau să le îmbunătățești. Asta este harta și haideți să vedem ce facem astăzi, 3 iunie. Berbec. Berbecii vor primi o sumă de bani, vor face o investiție, merg la o bancă sau poate își recuperează ceva bani. Dacă îi aveți, îi investiți, dacă i-ați investit, primiți profit sau recuperați ceva datorii. Drumuri la bănci, drumuri să semnați acte importante, drumuri care aduc avantaje, avantaje financiare. Deci astăzi este despre bani pentru voi. Taur. Taurii duc foarte multă energie pe zona relațiilor. Posesivitate, destul de multă agitație, ceartă, gelozie, discuții, poate din cauza familiei, poate din cauza banilor. Destul de multă tensiune care trebuie eliberată. Discutați sincer cu partenerii voștri pentru a găsi o rezolvare și nu mai ascundeți nici voi și încercați să îi faceți să aibă încredere în voi, să vă spună ce au pe suflet, că poate le e frică să fie vulnerabil cei din jurul vostru sau vouă vă e frică să fiți vulnerabili. Gemeni. Gemenii fac schimbări în viața lor, dar și schimbări fizice. Vă apucați de sală, vă apucați de alerga prin parc sau poate de o dietă sănătoasă. De asemenea, vă gândiți să vă depuneți CV-urile, să vă schimbați locul de muncă. Nu vă mai doriți să mai lucrați aici unde sunteți, vă certați poate cu șefii, cu colegii, chiar astăzi aveți un gând important, gata, trebuie să plec de aici, să-mi fac CV-ul și să mă mut sau să mi-am amintit eu de o ofertă, ia să sun eu pe Vasilică să vedem mai este de actualitate acea ofertă, sună, e posibil să primești un răspuns, dacă nu cauți, nu găsești. Rac. Racii se duc foarte mult astăzi într-o zonă de singurătate sau au nevoie să stea ei cu ei. Au nevoie să-și analizeze sentimentele, au nevoie să se observe. Veți lua decizii pe plan emoțional, poate chiar veți fi surprinși de anumite reacții sau discuții pe care le veți avea cu partenerii voștri. Concentrați-vă mai mult pe viitor și mai puțin pe prezent. Astăzi e posibil să vă duceți foarte mult în dureri din trecut. Stați cu voi, analizați și găsiți-vă optimismul, aduceți în viața voastră speranță, mergeți către viitor. Leu. O mulțime de treburi la serviciu.
Trebuie să fiți pe fază, să acționați rapid, altfel veți pierde clienți importanți. Sau clienți importanți au ceva nelămuriri, probleme și se gândesc să plece, să meargă în altă parte. Vă simțiți super aglomerați, multe de făcut, multe de realizat, multe lume de împăcat într-un fel sau altul. Dacă nu mai puteți, luați o pauză sau cereți ajutor. Da, rezolvați azi și aveți de rezolvat și apoi gândiți-vă să vă luați o pauză de odihnă. Corpul vostru, mintea voastră are nevoie și de odihnă. Deși este complicat pe sectorul amoros, veți avea așa o doză de încredere că se vor rezolva lucrurile acolo. Parcă vedeți așa luminița de la capătul tunelului și pe sectorul dragostei. Fecioara. Fecioara merge în afara casei, în afara orașului, să primească ceva, să ia ceva, să ducă ceva, oricum e de bine. Ceea ce duceți sau ceea ce aduceți din afară vă este de folos. Bine, poate fi și faptul că intri pe un site din străinătate și cumperi ceva, fie că te duci până la bunica la țară să iei legume sau ce vrei tu, să îi duci medicamente. Oricum, te încântă această deplasare pe care o faci sau această achiziție, tranzacție. Primiți ceva rugăminți sau poate te sună cineva să te roage ceva, să-ți ceară o favoare și o veți face cu mare drag și se trece acolo într-un cont care nu se vede. Dar Universul, Divinitatea a văzut fapta voastră bună. Balanța. Astăzi Balanța ia decizii importante cu privire la bani. Investiți cu o femeie și veți face foarte mulți bani. Semnați un contract important cu o femeie sau începeți o negociere importantă cu o femeie, o colaborare. Totul este cu mulți bani sau despre mulți bani și de bun augur astăzi. Desigur, imaginația la cote maxime. Aveți cumva astăzi o putere de a intra în mințile celorlalți, de, bine, nu vă duceți să-i manipulați, dar veți ști ce să le spuneți, cum să le spuneți, să fie în favoarea voastră. Profitați de chestia asta și veți face foarte multe lucruri. Imaginație bogată. Scorpion. Luna este Scorpion și vă simțiți destul de agitați, vă simțiți și mai ales că urmează două zile și luna plină în Săgetător. Vă simțiți destul de agitați pentru că trebuie să luați o decizie și o tot calculați, o tot așteptați o variantă câștigătoare din afară, tot e ceva acolo care stă să vină, dar nu vine. Până vă decideți voi, e posibil să plece trenul. Mare, mare atenție! De asemenea, dacă urmează să dați examene sau ceva interviuri sau să aveți o discuție care are o importanță extraordinară pentru viitorul vostru, pregătiți-vă bine și folosiți-vă intuiția. Veți simți astăzi, dacă simți să stai acasă, stai acasă. Dacă simți să vinzi, nu știu ce vinde. Dacă simți să-i spui în față partenerului ceva, spune-i, sau socrilor sau mamei sau cui vrei tu. Chiar dacă le spui, uite, tu ai defectul ăsta, ăsta te ține pe loc, ca să știi, să nu mai orbecă-i așa, să crezi că totul e roz. Poate că se va supăra pe moment, dar îți va mulțumi mai târziu. Voi trebuie să faceți ce spre binele lor. Săgetător. Săgetătorii au nevoie de odihnă, au nevoie să stea un pic în repaus. Au nevoie să aibă grijă de sănătatea lor. Vă gândiți la cineva care e la depărtare, care e închis, care poate în închisoare sau care poate, nu știu, stă la domiciliu, care are o problemă, e izolat, e în carantină, e, nu știu, toată situația, sau poate tu ești într-o situație mai dificilă și te gândești, aoleu, am călcat strâmb, adevărul iese la iveală, va trebui să plătesc pentru faptele mele. Sau vă gândiți la o persoană care a avut ceva probleme cu legea, nu le-a respectat. Și normal că dacă ai greșit, trebuie să plătești. Că dacă nu plătești acum, karma oricum. Dacă ai încălcat o lege a Universului, nu te iartă. Poate că dacă ai un avocat bun, mai scapi cu una cu alta. Dar karma nu te uită. Dacă nu vine viața asta, vine la următoarea. Nu vă mai supărați și găsiți soluții.
Capricorn. Capricornul are o discuție foarte erotică cu o persoană cu care e prieten. Și vă treziți așa într-un amalgam de sentimente, aoleu, stai că noi eram prieteni, dar nu mai suntem prieteni. Oare există prietenie între un bărbat și o femeie? Nu știu să-mi spuneți și voi. Dar e posibil să vă treziți într-un flirt sau într-o complicație amoroasă cu un prieten, o prietenă, sau să vă dați seama că aveți alte sentimente față de prietenii voștri, că poate vă gândiți la mai mult. Mare, mare atenție, nu le complicați. De asemenea, nu sunt binevenite nici relațiile la locul de muncă. Munca e muncă, casa e casă, facem o separare între ele, pentru că altfel le încurcați și o să vă simțiți foarte frustrați dacă nu ați atins obiectivele pe care vi le-ați propus pentru că ați fost îndrăgostiți. Și oricum voi sunteți, vi se aduc reproșuri că sunteți mai reci. Noi nu suntem reci, nici voi, nici eu, doar că punem obiectivele, prima oară munca, după aia răsplata, după aia îndrăgosteala, după aia ce mai urmează. Deci nu le curcați că după aia o să vă atrageți mustrări de conștiință. Vărsător. Vărsătorul are o zi bună la locul de muncă. Veți fi înțepători, veți spune verde în față și veți da ordine. Tu așa, tu așa, tu așa. Veți pune piciorul în prag. Și o să vedeți cât de bine va merge. Până la final de săptămână vor crește vânzările, vor crește toate, toată lumea face ce are de făcut. Pentru că voi vă luați atitudine și vă luați rolul serios, că poate tu ai fost liderul echipei, l-ai lăsat-o pe acolo, Și acum te trezești că îți vine superiorul care vrea rezultatele și tu n-ai ce să faci, n-ai decât să le faci tu sau să îți urnești echipa, care oricum era rolul tău, așa că puneți piciorul în prag. Dacă vreți să vă negociați ceva bani, salariu sau ce mai vreți voi să mai negociați pe la locul de muncă, astăzi este momentul. Te duci, șefule, uite, eu asta fac. Pac, 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 spui acolo tot ce știi tu să faci, îți folosești toată puterea ta de seducție intelectuală și manipulare. Hai că știm că vărsătorii și sunt buni la treburile astea de a manipula așa ușor, subtil. Și negociați-vă un salariu mai bun, un contract mai bun, mai multe libere sau găsiți voi ce alte avantaje. Hai, că e foarte bună ziua asta. Pești. Peștii au un moment favorabil emoțional. Vi se întoarce roata în favoarea voastră. Profitați de el. Profitați de el pentru că acum descoperiți un punct sensibil, un punct vulnerabil, vă dați seama de ce s-au întâmplat niște lucruri, puteți și voi la rândul vostru să fiți vulnerabili. Chiar am văzut undeva, cred că a postat o prietenă de-ale mele, cum îți dai seama cât de curajos e un om în funcție de cât de mult își dă voie să fie vulnerabil. Cu cât ești mai curajos, cu atât îți dai voie să fii vulnerabil. Pentru că nu ți-e frică să fii vulnerabil. Asta se întâmplă cu peștii astăzi. Și e bine pe emoții, chiar dacă sunt momente de vulnerabilitate, de criză, atunci vine răspunsul. Când te afli cel mai jos, renaști. După ce ai murit definitiv, după aia renaști. Nu că stai așa că mai mici dintr-un picior, nu, chiar ai pierdut tot și după aia renaști ca o pasăre Phoenix. O zi de renaștere, o zi de răspunsuri, de conștientizări și de momente pline de emoție. Dragii mei, acestea au fost, voiam să zic știrile, dar nu sunt știri, acestea au fost predicțiile pentru astăzi. Sper să vă fie de folos, îmi doresc să vă fie de folos, aceasta este intenția mea în fiecare zi. Vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți alături.